Polițiștii rutieri au făcut prăpăd printre șoferii gorjeni. În doar 3 zile, aceștia au aplicat numai puțin de 424 de sancțiuni contravenționale pentru viteză și au suspendat 52 de permise de conducere. Cel mai rău a fost taxat în Târgu Jian, care a fost surprins de aparatul radar când gonea pe raza comunei scoarța cu o viteză de 130 de km pe oră. Polițiștii l-au ars pe șofer la buzunare, aplicându-i 9 puncte amendă plus suspendarea dreptului de a mai conduce pe o perioadă de 90 de zile. În perioada 19-21 iunie anul curent, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au acționat pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente rutiere negative. Cu această ocazie, polițiștii au aplicat 424 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost deținute 52 de permise de conducere, din care 14 pentru depășirea limitei legale de viteză, 9 pentru depășire neregulamentară, 6 pentru conducere sub influența alcoolului și 23 pentru alte abateri. Reprezentanții PJ Gorj au anunțat că în perioada desfășurării acțiunii nu au fost înregistrate accidente de circulație soldate cu victime care să aibă drept cauză nerespectarea regimului legal de viteză.